Înainte de vizionare, nu uitați ca să apăsați pe butonul de abonare și pe clopot pentru a face ding-dong ca să puteți vedea clipuri noi. Salutare, națiune, și bine v-am găsit la o nouă serie de Let's Play pe canalul meu. După cum vedeți, voi începe seria Call of Duty Modern Warfare, da. După cum știți majoritatea dintre voi despre absența mea de o lună de zile, ei bine, sunt două motive pentru care nu postasem atât de des ultima vreme, și anume primul motiv că eram prea axat / focusat pe parodia Vânătorii de Monștri din România, și în al doilea rând că am și alte treburi personale în viața mea privată și astea mă cam împiedică să postez mai des față de ultima vreme. Da, ce mai faceți, măi copii dragi? Am uitat să vă zic la mulți ani de anul nou și deja suntem în luna februarie. Ai de capul meu ce repede trece timpul. În fine. Nu știu dacă acest Let's Play ar fi teoretic primul clip de anul nou, dar cu siguranță e una dintre primele clipuri postate în anul ăsta nou și aș vrea să am așteptări bune anul ăsta pe canalul meu, și anume să mă apuc și de vloguri, dacă ar fi cazul, ori vara anului ăsta, ori toamna anului ăsta. Așa că haida să nu mai filozofez atâta și să începem tot pe acea mai futută dificultate, pentru că de ce nu? Anume ca să distrug televizorul de nervi, realism, na, lăsăm pe veteran, ca să pot distruge televizorul de nervi, la fel ca în VV2, îmi crescuse tensiunea la 200 când jucase VV2 pe veteran. Hă-l și pe ăsta, ai de capul meu. Există oameni cu ochii gri pe lumea asta? Că ăsta are ochii gri. S-ar putea să existe. Sau sunt turcoaz. Bă! Îmi pare cunoscută mutra aia, dar na. A arătat prea puțin, prea scurt, mai bine spus. Haide să vedem care-i treaba în această serie de căcat, pentru că pare că voi avea nervi la maxim. Ai, nu e o bombă. Să nu spui că începem direct cu un Allahu Akbar. Să nu spui. Ce dracu? Na, Modern Warfare, tam tam tam, 24 de ore mai devreme. Direct în munții Apuseni din... era Verdanță. Ăsta e Captain Price? Pare mai tânăr aici. Hitman teams are locked and loaded for assault. You are green to go. Colonel, we may have a problem. Să nu spuneți că joc cu Captain Price. N-asta numesc eu o mutră încântătoare, așa arăt eu în fiecare dimineață când mă scol. Și îmi savurez cafeaua scârbit de munca pe care o voi începe. Ok. Bă, ăsta nu-i Captain Price. Mai tânăr. Aș vrea să activez subtitrările
Dar unde? Unde pula mea îs alea? Aici. Sau? Bă, chiar că-s prost, sau? General. Asta. Bun. All hitman teams push to your set point. Roger, on the move. We need to keep this on a tight loop. Barkov's men are moving the gas tonight. Okay. What are the odds we run into General Barkov? General Barkov. Mă, mie chiar îmi place grafica de la acest joc. Îmi place tare mult la Activision că ne surprinde în fiecare an cu grafici mai bune, arme mai faine și stil mai realistic de a juca Call of Duty-ul respectiv. De asta zic că Activision nu ne-a dezamăgit niciodată cu jocurile lor de Call of Duty. Special pe mine. Bun. Na. Văd acolo un turn. That's the entry. Vehicles on the move. Văd un vehicul acolo. Contractors, security, good targets. No Russian military presence. Call it in CIA. Na, call in airstrike. Na, haide să le dăm muie la fabrica lor. 5 seconds. Na, asta zic eu artificii explozive. Ai de capul meu. Bun. Good effect on target. Viking is RTB. Good hunting. Much obliged, Viking. We'll take it from here. Văd că nu scrie Captain Price la subtitrări, îl cheamă Alex. Sau s-ar putea ca Captain Price să fie de fapt porecla lui Alex. Nu știu, chiar nu știu. Să nu mă criticați pe mine că nu știu atât de bine seria, pentru că n-am, de-abia începusem. Voi afla pe parcurs dacă e cu adevărat Captain Price sau nu. Pentru că chiar seamănă cu el, de-aia zic că s-ar putea ca Alex să fie Captain Price. Na, hăl. Ajutor, ajutor. Te-ai dus ca lumea pe pulă. Nu, 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 nu. Roger, hitman's coming to you. Hai, hai, hai. Deschide odată. Mori în pizda, mătii. Așa. Element of surprise is not on our side, boys. Stay frosty. Bun. Stay sharp, we're blind on this breach.
Na. Nu. Eu nu cu MG-ul. Dacă aș putea cumva să futu-ți gura, măti. Uitasem că joc pe veteran. Oh, va fi o serie foarte lungă. Na, și acum ce fac? Dacă m-aș uita cumva așa, să trag acolo... Ah! Futuți! Eu nu pot sta aici, trebuie cumva. Nu! Cred că am stâns becul. Trebuie să trag acolo, nu? Băgame așa. Na, gata. Gata-și cu seria asta. Ia să vedem. Aha. Bun. Hai. Ai, mort. Ok. Na, du-te. Bun. Am checkpoint. Asta e bine. Nu. Și ai mei unde îs? Unde pula mea s-ai mei? Nu mă ajută nimeni. Mamă. Normal ar trebui să mor direct pe veteran dintr-o grenadă, dar nu știu de ce n-am murit acolo. Am avut așa mare noroc. Suppress him! Cum? Cum dracu să-l suppress? Cum? Na, extraordinar. Dar am checkpoint. Nu! Credeam că... În fine. Cum pula mea l-o mor pe ăla? Spuneți și mie! Cum dracu l-o mor pe ăla de sus? Cum l-o mor pe ăla de sus? Futu-ți lanterna, mătii. Hai în partea asta. Iar am checkpoint. Nu! Of! Na, luați deci grenăzi în pula mea să aveți destule bombardări. N-am făcut bine. Sau hai în partea asta. Nu-i văd. Ăia să-i mei. Da, get supresiv! Pe dracu să vă pieptene cu supresivul vostru. N-am făcut bine. Hăl! E mort acum! Hăl! Oh.
Nu mai stați așa ca boschetarii, că greu vă recunosc, mori odată. Ci că să-i dăm flank. Na bun atunci, repede, repede, repede. Ai de capul meu ce joc. De ce m-am mâncat în cur să joc pe veterani? Ah, în fine. Fiindcă îmi plac nervii de aia. Îmi place să mă enervez. Hăl! Futul în gură să-l fut cum o stat acolo. Ca un boschetar. Hăl și pe ăsta cu machine gun-ul. Du-te în pizda, mătii. Bun. Așa. Nicely done. Nu iară grenadă! Ok. Îs morți? Hăl! Așa? Ah! Se dau bătuți, pulărăi! Futu-vă în gură! Să vă fut! Gata. Se pare că îi am gunit. Gas must be inside. Unless we're too late. Clear. 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 Chems may be inside. Masks up. Let's do this. Let's do this. Na, hai. The fuck? They killed the power. Da. Mă așteptam la asta. It's pitch black in here. Am o presimțire neplăcută aici. Hăl! Du-te în pula mea, să nu mă mori. Aici unul. Aici, și? A, ok. Fuck. Moving on the catwalk. Got one moving for the south. We lost him, we move. Nu-i văd. Get the power up. Shed some light, find this gas. Roger, 3-1. Looking. On it. Checking for power. Find the power, locate the gas, and let's hit the road. Light's coming on. Na, activează-l. Power's up. Hey! Avem lumină! These guys are Russian army. Ah, Spetsnaz. Normal. Our guns are Spetsnaz. We got Russian army KIA. We need to bug out now. Na, hai. Opa. Avem gaz. Gaz toxic. Jackpot. EID in the gas. Solid copy 3-1. Load up and get back to base. Roger that. Let's move out. Ok. Na. Doar nu zici că mân mașina. Ba nu, nu mân. Stations, we are Oscar Mike to the RV. Bun. Good work, Alex. Rally at the hook point. Prin pădure, pe cărare, măi, măi. Prin pădure, pe cărare. Mai repede în pizda, mătii, că ne fut ăștia în cur. Ah.
Na, îmi place că mă ajuți cu mare drag, dar totuși puteți să eviți racheta aia. Ce pula mea, mă. Nu! Băgame aș. Na. Nu-i rus, normal că nu suntem ruși. Suntem americani. Ai ce feță au ăștia. Na, haide să plecăm direct. Na, du-te. Cu gazele. Duceți-vă cu gazele. Ăsta chiar că o mâncat la căcat, nu glumă. Sângurul supraviețuitor. Na. Asta a fost prima misiune. Așa de scurtă. Ce dracu. Chiar că a fost scurtă, nu glumă. Dacă vor fi atât de scurte misiunile în acest joc, voi face câte două misiuni pro episod. Totuși, nu m-aș opri aici, pentru că, na, a fost prea scurtă misiunea. Haide atunci. Să jucăm și pe a doua. Hăl pe Price, mă! Aha! Și... Hăl, mă! Deci ăsta e Captain Price, nu ălălalt. Hai să-mi trag piciorul, ce mustață a avut ăla. La fel de mustăcios ca și în Modern Warfare Remastered. Iar ăsta suntem noi acum. Probabil. Looks like we're on our own, lads. We'll handle it. Let's get it done, yeah? A-firm. Sergeant? Heads up. White van. Bun. Weapons in view. That's them. Am o presimțire neplăcută aici. Cred că acum vine partea aia cu Allahu Akbar. Cu bomba aia. Sinucigașă. Da. Se află în... în microbuzul ăla. Hăl, hăl! Voi îl vedeți, nu-i așa? Ce dracu! Nu, 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 nu! Hai odată! Așa. Na. Dacă și misiunea asta e scurtă, voi face câte două misiuni pro episod. Hai, muie, așa. Trebuie să fiu atent, să nu dau un... să nu omor civilii. Hai, mori, așa. Eu harta asta o cunosc. Din multiplayer. Hăl! Ai de capul meu. Mai vine unul. Da, bun. Hai, da. A, nu mai veniți. Nu mai ieșiți la iveală. Bun atunci. O, repede! A omorât unul. Să mor tu că a omorât unul. Băgamea și polițistul ăsta tâmpit ce-a făcut până acum. L-a durut fix în pulă pe polițai.
Deutsche Polizei. Fuck. Na. Du-te, du-te, du-te. Așa. Bun. Așa. Trebuie să urcăm sus. Hai, du-te, du-te, du-te. Hăi! Futu-ți gura, mătii! Așa. Nu știu, mi se pare cam inutilă luneta la momentul de față. Așa, bun. Hai, omoară-l. Așa. N-a du-te înainte. Ce pula mea! Ce dracu ala Akbar? Futu-ți gura, mătii, cu ala Akbar-ul tău! Futu-ți ala Akbar-ul, mătii, să-ți fut! Mamă, ce m-a speriat ăla cu bomba! Doamne, ce nebun! Hăl, hăl, hăl! Mori în pizda, mătii! Cu nația ta cu tot! Futu-ți gura, mătii, să-ți fut! Futu-ți ala Akbar-ul, mătii! Și acum ce? Na, du-te acolo. Nu mă lasă. Na, aici, du-te. Hai, împinge! Na, hai! A, să nu zici că și ăsta e ala Akbar. He? Hăl pe Captain Price! Acum îl putem vedea mai clar. Ai de pula mea ce față de bebeluș cu barbar ăsta. Na, nu știu ce să zic, dar arată mai ciudat față de Captain Price din MV Remastered. Arată mai ciudățel ăsta. În fine. Iară bombe! Iară bombă! Băgameaș! Na, ce ne facem? Ah. Ce pula mea! Ne-a luat dracu! Ne-a luat dracu! Ce faci, tataie? Na, asta mi se pare o idee extraordinară, să bag pula dacă nu. Așa mai zic și eu. Na, direct acum, aș vrea să comand niște mici cu muștar și... A, să nu uiți de langoș cu brânză, de la Caransebeș. Cel mai bun langoș cu brânză îl mâncați în Caransebeș, vă spun eu. Na, gata și a doua misiune. Se pare că developerii ăștia s-au gândit bine ca să
facă misiunile mai scurte la acest joc, nu știu. Mi se pare mai tare așa, cu misiuni mai scurte. Nu știu de ce. Dar mă gândesc că dacă au făcut ca misiunile să fie scurte, s-ar putea să fie mult mai multe decât la VV2, de exemplu. S-ar putea să fie, nu știu, vreo 15 misiuni, de exemplu. La VV2 știu că erau vreo 11. Nu știu, fața lui ăsta mi se pare foarte ok, fața lui Kyle. E făcută foarte bine. Dar fața lui Captain Price, nu știu, arată fix ca pula. Uitați-vă și voi la fața lui ăsta. Zici că e un bebeluș cu barbă, să-mi bag pula, mă. Doamne, ce față are ăsta. Captain Price cel fake. Da? Na, acum direct la arabi. În Urzikstan, să mor tu. Că nu Uzbekistan, ci Urzikstan. Ai de capul meu. Mai fake de atât nu se putea. Na. O, pe Fara. Ok, fața mi se pare ok. Mamă, dar fața lui Alex, să-mi bag pula, zici că... zici că are față de râs, de pisica aia sălbatică. Exact așa arată. Ai de capul meu. Na. Dar totuși, al treilea misiune n-am să o fac. În primul episod, ci în al doilea. Fain făcut e jocul, nu glumă. Hâlși pe ăsta. Bine, cred că și fața lui ăsta e mai ok, mult mai ok decât a lui Captain Price și a lui Alex. Fața lui Hadir. Da. But your sister decides what's next. Of course. My sister is in command. And the Russian army is still here. This occupation must end. That we can all agree on, yes? No. Da. General Barkov's men control the city. No. We have plans to direct. We have no missiles, but we have our ways. Au un plan. Stay, we can help you. Te dat muie la ruș. You fight. Hai să-i dăm mui atunci. Bine ai venit în târâmul bombardierilor, pulă. Sau mai bine spus, râsule. Că chiar are față de râs ăla. Și Burj Khalifa fix pe planul ăla să te acolo, lejer. Ok. Da. Misiunea asta am să o fac în următorul episod. Iar dacă v-a plăcut primul episod din această serie futută, să nu uitați să dați un like și la fel să nu uitați să vă și abonați, pentru că de ce nu? Nu vă pică degetul să dați pe subscribe, la fel și pe clopoțel ca să facă ding-dong. Așa că eu am fost Eddie4StyleGamerHD, ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor, ciao, ciao!